declarații și pentru dialog. A fost Gigi Becali, patronul la FCSB, care, din ce ne spune și noi aici la Fanatic Superliga, domnilor, vede principal vinovat e Juma. Ce am spus și noi, că a făcut un meci foarte, foarte slab. Dar nu cred că e țapul ispășitor, totuși, da, pentru tot ce s-a întâmplat. Nu poate să vezi doar pe un dar... Gigi Becali, că el a impus strategia asta. Acum o dăm pe Juma, că e Juma. Nu, e Juma, eu cred că din... El își dorea mult mai mult de la Juma. Și dacă îl împușcăm pe Juma, e mai bine? Un jucător care, tot timpul, ați văzut că el în toate meciurile l-a jucat. A intrat, că a intrat cu 10 minute, 20 minute, o repriză, acum, titular, adică l-a băgat tot timpul, pentru că aici ce înseamnă credere. Pentru el o lecție, nu, să-și dea seama că nu se poate dar juca în cupele acum europene altfel decât cu cei mai buni la dispoziție. Juma a jucat o poziție ca și depinde de, depinde de interesul clubului, deci, este să-ți câștigi următorul meci. Din punctul tău de vedere, uite că Juma a fost, Juma a fost foarte expus pentru că au lipsit șut, Alexandru și toți cei care sunt... Juma a fost expus fiind băgat în teren. Atunci îl expui întotdeauna când îl bagi. Pentru că în jurul lui nu existau acei locotenenți care asigură exact gardul acela. Hai în fața să înțelegem o chestie odată central pentru totdeauna, oameni buni. Menajăm este... într-un meci pe cineva, Alin, ești... dar câștigăm meciul ăla în care menajăm. Că spunea, ai adică îi lăsa la Valencia și a plecat și în Polonia, câștigi. Dar în Polonia echipa câștiga. În Polonia câștiga. Eu crezi că pe CSV s-a dus acolo doar gândul să piardă? Eu cred, dus, că, eu cred că tu ai avut 2. Eu cred că ai avut 2 la Superbet. Deci au zis că tu de 15.000 de euro pe lună. Le dai, le dai meciul să joace meciul ăsta cu Europa. Ăia cât au de la Rangers pe lună? Da, bă, păi așa te bate cu oricine. Păi așa începea discuția cu Paul Salonic. Ce salarii sunt la Salonic și terminam. Ce se întâmplă? Ca impact mediatic. Doamne, la nivel de ăștia care nu vreau vremea lui Gheorghiu, de impact mediatic. Nu mai zic nimic, atunci așa e ca voi. Ba, da, bine au făcut în toate deplasările să nu mai trimită pe nimeni, să trimită juniorii 3 noi, în cupele europene. Alin, e cu argumente. Dacă la începutul acestei... Ascultă-mă să vorbesc eu, că vorbești numai tu. Dacă la începutul acestei grupe le spunea ei celor la FCSB, suporterilor, jucătorilor, nouă, presei, oamenilor, că FCSB va avea 6 puncte după primele 3 meciuri, dădeai înscris de 3 ori. Nu te lua după Curiga, ultima impresie. Curiga, nu trebuia să-i Curiga, bați Curiga? Curiga care nu o bate Galatasaray. Erai favorit Curiga. Curiga bătut aseară de Frankfurt în 80. Despre ce vorbim? Deci Realul trebuia să trimită echipa a treia cu două comparații cu Real Madrid. Ba da, joacă cu Barcelona duminică, nu joacă cu Rapid. Băi, joacă cu Barcelona. Alini, alt fotbal, nu mai trage semn de egalitate punând tu clasica chestie păstrând proporțiile. Să trimită echipa de juniori 4, ăia de 14 ani, să-i trimită în toate deplasările ca să spună duminică că ți-a arăt eu ție șucule. Cei mai supărați n-are legătură. Nu are pe asta legătură, e ambiția omule lui, da. Cei mai supărați poate să fie 1200 de fani ai FCSB că au fost pe Ibrox Park. Ăia poate fi mult mai supărați decât noi de aici. Dar românii, da, întărâtați de rezultatele lor foarte bune și exaltați chiar de ele din primele două etape, cu speranțe, dom'le, ești pe locul 3, pe 4, pe 5, au mai jucat unii, ești pe 7 din cele 36 de echipe. Ăștia nu trebuie să se simtă dezumflați de genul ăsta de prestație indiferentă. Clubului. Nu e indiferență. Păi nu atunci dă-ne tu bani de la tine din buzunar la ăia de la numărul 11 la numărul 24, plătește-i tu că vrei să-i vezi doar pe aia primii 11. La toate echipele există de la numărul 12 la 24. La toate echipele există. Ți s-ar părea normal ca în strategia clubului, spun o întrebare, că ai jucat și tu, Bârligea să joace funda central? E o întrebare. Când? Păi ca strategia clubului. Păi nu, stai, Adi, vorbim de strategia clubului. Dar dreapta, nu? Nu, vorbim despre un jucător care ai dat niște bani pe el și trebuie să joace pe poziția lui, să dea randament, ca să o vezi și ca business peste 2-3 ani să-ți recuperezi investiția, să-l vinzi, să faci și profit. Nu? Da, că e normal să ai o strategie, dar din punctul meu de vedere, jocul Chiricheș cu un dat central, miște în Juma mai în față. 11, îl scoate pe greșit, de acolo, exact, sunt de acord cu tine, dar orice, ca și strategie nu ai ce să comentezi, că ei au ieșit și cu asta ce Alin cu dăsunflatul. Băi, oamenii pe undeva au fost corecți, au ieșit și au spus,
Domne, vine, e meciul cu Dinamo, e meci de cupe europene, e meci cu Rapid. La Rangers ne ducem cu ce ne-a mai rămas. Dar la un moment dat, oricum, n-ai cum să joci cu același primul. Poți să joci cu Crețu, uite că spune bine patronul de acolo. Domne, Crețu are 35 de ani, joacă duminică, miercuri, duminică. Bun, de ce l-ai mai băgat pe Radulovici? De ce nu l-ai lăsat să se odihnească în repriza a doua? Că, bă, tot pierdeai meciul, era 2-0. Ți-a spus Adilie lângă mine, că ne-a făcut deplasarea până la Glasgow ca să joace, că altfel lăsa acasă. Excelent, ce spuneți, așa trebuie ajut. Să joace, da, nu poți să accepți altă părere. Omule, mai am o întrebare, că la meciul păi, dar avem noi o părere, scuze-mă. Nu ți-a spus nimeni de aici că așa trebuia jucat. Am spus că doar au jucat așa cum au anunțat. Da, am înțeles. S-au ținut de cuvânt. Dar tu puteai să ai acest punct de vedere și acum 4 zile să anticipezi. Așa se va întâmpla. 4-0 Levada Rangers. Nu te-am auzit. N-am prea fost pe aici. Dar n-am fost eu din anul trecut. Eu nu te-am auzit nici în scris. Nu m-auzi când scriu. M-am o întrebare. Ia. Domnul Șumudică, prietenul nostru, la finalul meciului cu PAOK, sau a doua zi, la conferința dinaintea etapei, întrebat fiind dacă s-a uitat la FCSB PAOK, a zis că dumnealui a avut altă treabă. Acum s-a fi uitat la Rangers FCSB. Ce treabă a avut? Păi nu, a zis că are meci la multe. S-a uitat pentru că are meci peste 3 nu, zile. Nu, eu cred că nu s-a uitat. O să mai vadă doar 3 din ei. Păi, exact. Păi de ce să se uită, mă? Păi cu el joacă alții. Păi nu, să mă uit la Pantea.